data de 13 februarie, omenirea sărbătorește Ziua Internațională a Radioului. Pentru această ocazie specială, MusTV a pregătit un reportaj special cu animatorii noștri de la Muz FM. Radioul a luat naștere la sfârșitul secolului al XIX-lea. În 1894, Sir Jagadish Chandra Bose a inventat emitatorul cu mercur, care a fost folosit de Marconi în 1901 pentru prima transmisie radio. În Republica Moldova, radioul își are începuturile încă din anul 1930. În acel an, pe 30 octombrie, a fost difuzată prima emisiune radio, primul studio de acest fel fiind creat în Tiraspol. Astăzi însă celebrăm cu întreaga lume pentru prima dată Ziua Radioului, iar colegii noștri de la Muzele Dimineții merită toate felicitările întregii echipe, căci ei sunt matinali și ne fac ziua frumoasă. Eu fac radio de peste 7 ani de zile și... Cât de ciudat, misterios și fascinant n-ar fi asta, dar fac doar emisiuni matinale. Ceea ce înseamnă că de 7 ani de zile eu mă trezesc la o oră criminal de matinală ca să trezesc lumea și nu știu de ce, dar îmi place. Da, da. Tu, Iulian, de câți ani faci radio? 4 mă trezesc la aceeași oră ca știi. Iulian e discipulul meu și eu îl învăț ce știu mai bine în această profesie și sper că... Tu ești discipolul. Iulian discipolul. Nu, nimic. El se obișnuiește cu greu, dar până la urmă se obișnuiește cu gândul că el e discipolul meu. Radio nu are imagine și trebuie să știi să transmiți prin intermediul undelor radio toată gama de sentimente prin cuvânt, printr-o idee spusă. Trebuie să faci lumea să simtă bine, indiferent de... Da. Da, spuneam ceva mai sus, trebuie să transmiți o paletă generoasă de gânduri bune ca să faci trezirea oamenilor mult mai ușoară și să-i faci să renunțe la așternuturile lor călduroase în favoarea muncilor obositoare, grele și mai puțin... Echipa Muz devine tot mai mare și mai puternică și avem un membru nou, căruia îi spunem oficial bun venit. Fac radio de o viață, la propriu, 20 de ani ar fi. Am cochetat toți acești ani cu ascultătorul, îmi place foarte mult ceea ce fac. Până la urmă, emițătorul radio este în stare să ne producă bună dispoziție oricând și oriunde. Asta și mulțumită oamenilor care stau în spatele cortinei și au grijă de dorințele muzicale ale fiecăruia. Am lucrat și ca regizor de sunet, am lucrat și ca redactor muzical, am lucrat și ca DJ și a fost o experiență foarte dureroasă. Mă durea tot timpul inima, pentru că îmi plăcea foarte mult radio. Radio nu se compară cu televiziunea, pentru că la radio este mult mai fain. Din simplul motiv că nu ai frica asta de cameră, pe care în televiziune oricum există frica de cameră la început. Первый раз я вышел в радиоэфир еще в 99-м году. Тогда радио было особо в почете не только у молодежи, у всех людей. То есть радио это было что-то такое единственное, которое несло какое-то веселье, позитив. Это были 90-е годы. Наталья, știu că tu ai avut un drum destul de lung în radio și un timp îndelungat am avut cu toții onoarea să te ascultăm la radio. Vreau să-mi povestești cum a fost și ce a însemnat de fapt pentru tine această meserie. Radio a fost și cred că va rămâne pentru totdeauna o pasiune mea. Din păcate acum nu mai sunt la radio, dar nu exclud faptul că într-o bună zi o să revin.
Să știți că oamenii radio sunt o categorie aparte, oameni fericiți, oameni veseli, oameni cu foarte multă energie și vreau să le doresc ca să nu se termine niciodată acel lanț de idei, pentru că dacă apare o mică găurică acolo, ceva nu merge bine. Să știți că la noi în echipă așa ceva nu se întâmplă niciodată, nu știu de unde găsesc, dar au foarte multă energie, foarte multe idei și le doresc așa să o țină în continuare, la mai mult și la mai mare. Felicitări, dragilor! Iulian, eu îți doresc ca în sfârșit să primești o mărire de salariu. Eu n-aș putea să nu-ți doresc și ție același lucru, cum s-ar spune, zoim noi.